Dragul meu, Manuel, iar am ceva să-ți spun. Este ora 10 și 17 minute seara și eu încep să realizez niște lucruri care nu le realizam înainte. Noi, acum deja suntem și noi bătrâni, avem jur de 40 de ani amândoi și știm din ce lume venim, din ce lume venim. Imaginează-ți că părinții noștri, care sunt cam de o vârstă, tații mă refer, da? Zic de taică mă, nu să zic. Mă, taică mă, din ce lume vine el? Deci gândește-te, deci taică mă s-a născut în 44, în este 44, anul 2000. În 54, după ce, la un an după Stalin, avea 10 ani. În 64, când a publicat colega lui de facultate, Ana Vlandiana, persoana întâia plural, prima ei parachetă de versuri, tata avea cât? 20 de ani. În 67 a terminat facultatea de 5 ani la Cluj. În 74 avea 30 de ani. În 84, după ce m-a făcut pe mine, avea 40 de ani. În 94 avea 50 de ani. În 2004 avea 60 de ani. În 2014, când m-a ajutat pe mine, dacă nu mă mai refăceam veac, ar trebui să fie un miracol de la Dumnezeu. În 2014 avea 70 de ani. Acum merge pe 80. Dacă ne ajută Dumnezeu. Maica Domnului Iisus Hristos. A zis Sfânta Parascheva. Moldova. Deci, știi cum e? Cu bătrânii e și cum fac ce familia, că dacă familia se apucă de cobit și de strâmbat din nas și de făcut urât și trebuie din astea, dai seama că nu merge. Deci trebuie să ne rugăm, să credem în Dumnezeu, dar văd că totul e cu copii, nu mai poți să te faci nimic. Trebuie să faci totul din capul tău, știu? Mai greu. Ce încerc eu să zic e că acești oameni, când am publicat eu a doua carte la București, a doua carte a fost la București în 2011, de proză, editura a mai publicat o carte a unei tipe, domnișoară sau ce era, care titlul era așa, Cum i-am exorcizat iubirea vieții. Gândește-te și tu, știi cum scrie pe cărțile polirom ale lui Cazoi și Gură de exorcizatul trecutului? Prima carte cred că scrie pe vedere palidă a colinelor, a dealurilor. Dar ce încerc să zic e că tata gândește ce are el de exorcizat. Și nu o exorcizat. El a scris versuri, a scris folclor, adică a cules folclor și l-a publicat, făcut ediție științifică, dar ar fi trebuit să scrie ca și Gunter Grass, Toba de Tinichea, sau ca și Hesse, Jocul cu mărgele de stică, așa, o carte așa, colosală, o carte barosană, care să pună tot ce l-o supăra, tot ce l-a nenorocit, tot ce l-a distrus, ca să-și recapete mințile, să se exprime, să pună acolo, pe hârtie, să publice, și pe aia să-și vadă necazurile la editura cu tare, știi, pe raft, ca să-și mai scoată din cap suferințele. Asta este vorba. Asta folosește teatura. Dar el e foarte scrupulos, nu vrea. Înțelegi tu? Mai bine să arăți mai rău în timp decât să nu mai poți să faci nimic, numai să suferi. Mă gândesc și eu ce lume a fi fost atunci, anii 60. În anii 60 era mai bine ca în anii 50. Cum a fost în anii 50? Până timpul războiului. Deci stai că mă gândește câți oameni năroz își amintește. Război. Comuniști. Fasciști. Legionari, naziști, sovietici,
refugiați, comuniști, partinici, partizani, ce o fi și în capul lui. Și asta e, că dacă nu toți am scrie ca și Hegel, știi, că spiritul, că nu știu ce, că logica. Dar din cauza că ai necazuri, trebuie să le pui pe hârtie, să le lași în urmă, știi? Pe mine nu mă lasă să scriu despre el și nu scrie nici eu. Și atunci stă și suferă. Și nici măcar nu merge, că omul simplu care nu poate scrie, care nu a făcut facultate sau studii de literatură ca să înțeleagă, omul simplu se duce la preot și spune, părinte, a păcătuit, uite și nevasta, mă bate în cap, să-i cumpăr nu știu ce, mașină de spălat și așa, și uite ce greu e, și n-am bani, și oh, părinte, uite, părinte. No, și părintele îl ascultă și ce, să nu mai faci aia, să nu mai faci aia, să vii la biserică, să te duci să muncești, să faci așa, să tai la nevastă, să iei mașină de spălat, să iei la copii rechizite. Atunci omul merge mai departe și efectiv ajută foarte mult, chiar mai mult ca un roman, da? La intelectual îl ajută și să scrie, să se exprime. Nu știu alți artiști cum fac, pictori sau din ăștia. Dar vreau să spun că după aia împărtășania care te întorci burând de la biserică. Iar pocăiții fac altfel, pocăiții se duce la pastorul cu consiliere, zice, uite că am probleme în familie, că am probleme spirituale, că nu citesc cât trebuie din Biblie, că nu citesc carte creștină, că n-am timp să merg nu știu unde, că nu pot să vin joia la biserică, că trebuie să mă duc nu știu unde la serviciu sau ce să fac. Și atunci omul s-a ajutat, știi? I-a ajutat. Dar în principiu de asta se scriu romanele și povestirile, ca să facem un fel de terapie, știi, peste veacuri. Amin.